primul meu soț, acum o luăm așa, n-am ce să fac. A trecut prin ce a trecut, eram divorțați, am venit cu copilul, da, a rămas acolo prin ce a trecut și a murit. Și cuvintele lui înainte de moarte au fost trăiască România. Da? Și acum mă uit, nu știu ce povești și știri, ultimul cuvânt al lui Ceaușescu înainte de moarte a fost trăiască România. Tu înțelegi ce programați suntem noi și debilizați, energetică le vorbind, suntem duși pe altă planetă. Eu am amintirea asta și altul are amintirea cu... Da? Eu nici... Eu deja eram... Da, eram venită în România, da. Așa se vreau, da. Înțelegi despre ce e vorba? Tu ai zis ceva și cuvintele alea tu ai zis cuiva sau cineva ți le-a zis din familie și tu le auzi a doua zi, le zice altcineva ție. Energetic tu ești altcineva? Tu fiind tot ăsta. Tu înțelegi ce nebunie e și trebuie să ții pasul cu toate transformările și să fii citav cât de cât în energie. Dacă nu lucrezi cu energiile, n-ai făcut nimic. N-am făcut nimic noi, n-am făcut nimic. Suntem toți botoși în familie, suntem toți supărați, nu sunăm unul la altul, nu ne, măcar în măsa nu ne băgăm. Știi ce zic? Așa de supărați. Când îți lihamte și te uiți la om, între rude zic. Tu îți dai seama unde ajungem? O cea o să numește, ne gândim, ne căutăm, ne intrăm în toți balaurii noi și noștri și curățim. Bun.